Bună copii! Bine ați revenit la rubrica de povești cu Bogdă. Am lipsit o bună perioadă de timp, însă m-am întors. Pentru că știu că vă e dor de micul prinț. Și știți că eu nu vin niciodată singură. De data asta, cu mine a venit Zurli. Mă cheamă Zurli. Îmi place să stau lângă copii. Zurli a fost nerăbdătoare să vină lângă mine și să asculte și ea povestea, continuarea poveștii. Haideți să vedem ce se mai întâmplă. Din cotrovii tu, prichindelule, unde e acasă la tine? Unde vrei tu să-mi duci oaia? El mi-a răspuns după o tăcere îngândurată. E bine că mi-ai dat șoladă, astfel va avea și ea o casă peste noapte. Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie, ca să o legi în timpul zilei, și un țăruș. Propunerea aceasta, după câte mi se părul, miră pe micul prinț. S-o leg? Ce idee năstrușnică! Păi dacă nu legi, se duce cine știe unde și se pierde. Și din nou prietenul meu izbucni într-un hoho de râs. Și unde ai vrea tu să se ducă? Oriunde, drept înainte. Micul prinț rosti atunci cu multă seriozitate. Nu-i nimic. La mine acasă e atât de puțin loc. Și cuprins de o ușoară melancolie adăugă. Drept înainte nu poți merge prea departe. Aflasem încă un lucru foarte însemnat, anume că planeta lui de baștină abia de întrecea mărimea unei case. Ceea ce nu prea avea cum să mă mire, știam bine că în afară de marile planete ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat cât un nume, pe lume se mai afla o pusterie de alte planete, uneori atât de mici, încât nu mai a nevoie le poți zări cu telescop. Când un astronom descoperă vreuna dintre ele, îi dă în loc de nume un număr. Așa, de pildă, el îi zice asteroidul 3251. Am temeinice motive să cred că planeta de pe care venea micul prinț era asteroidul B612. Acest asteroid n-a fost zărit decât o singură dată cu telescopul în 1909 de către un astronom turc. El a făcut atunci, cu prilejul unui congres internațional de astronomie, o mare, mare demonstrație a descoperirii sale. Nimeni însă nu i-a dat crezare din pricina hainelor pe care le purta. Așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru faima asteroidului B612, un dictator turc porunci poporului său, sub pedeapsa cu moartea, să se îmbrace ca europenii. Astronomul a mai făcut o demonstrație în 1920, îmbrăcat de asta dată într-un frac foarte elegant. Și toată lumea acum a fost de aceeași părere cu el. Auzi? Ce ciudat să crezi pe cineva doar după felul în care se îmbracă. Da, Zurli, așa e. Nu prea e ok. Dar vom vedea ce se întâmplă în episodul următor, da? Până atunci, să fiți cuminți. Vă pupă Bogdă. Și Zurli!